Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a fost astăzi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Zăgujeni. Ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate recent la locașul de cult și a sfințit 4 icoane amplasate în exteriorul bisericii. În continuare, preasfinția sa a săvârșit și Sfânta Liturghie și a oferit ctitorilor și binefăcătorilor diploma de excelență episcop Iosif Traian Badescu. Părintele paroh, împreună cu membrii Consiliului și Comitetului Parohial, dar și alți credincioși care s-au adăugat pe lista ctitorilor bisericii închinate Sfintei Cuvioase Parascheva și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, au făcut eforturi substanțiale în ultima vreme și au înfrumusețat, au înnoit și împodobit exteriorul bisericii parohiale. Așadar, astăzi am sfințit exteriorul bisericii și am binecuvântat cele 4 icoane care împodobesc exteriorul bisericii din Zăgujeni. Așa a binevoit Dumnezeu ca aici la Zăgujeni să avem un preot vrednic și credincioși receptivi și dispuși întotdeauna pentru rugăciune și acțiune. Și astăzi, la biserică, am avut foarte mulți credincioși. De dimineață ne-au întâmpinat în fața bisericii și împreună am înconjurat Sfânta Biserică, iar la liturghie au fost cu toții foarte atenți, conectați la Sfânta Slujbă, unii dintre ei împărtășindu-se cu Sfintele Taine. De asemenea, ne-am bucurat astăzi de prezența autorităților județene și locale. Împreună cu noi, la liturghie, s-a rugat și domnul președinte al Consiliului Județean, iar credincioșii din parohie, domnul primar, comitetul și Consiliul Parohial, dar și Consiliul Local, au primit din partea noastră, la recomandarea părintelui paroh, diploma de excelență episcop Iosif Traian Badescu. După Sfânta Liturghie, preasfințitul Părinte Lucian a binecuvântat și casa parohială recent renovată. 3 momente importante petrecute în ultimii 10 ani la Biserica cu Hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Zăgujeni din protopopiatul Caransebeș, și anume ianuarie 2011, târnosirea acestei sfinte biserici de către preasfințitul părinte episcop Lucian, când au fost așezate în piciorul Sfintei Mese Sfintele Moaște. De asemenea, noiembrie 2015, sfințirea picturii din exteriorul acestei biserici, săvârșită de asemenea de preasfințitul părinte episcop Lucian, și iată astăzi, în duminica a 5-a după Rusalii, bucurie mare pentru credincioșii acestei parohii, care cu mic, cu mare, încă de dimineață l-au întâmpinat pe preasfințitul părinte episcop Lucian, care a binecuvântat lucrările efectuate de data aceasta la exteriorul bisericii, sfințind și binecuvântând deopotrivă și icoanele care împodobesc exteriorul bisericii. Cu toate că afară este destul de întunecat, norii stau deasupra noastră, gata să trimită apă lor cea binefăcătoare. Soarele a răsărit în parohia noastră, pentru că astăzi este zi de sărbătoare prin venirea preasfințitului părintelui nostru Lucian, episcopul Parascheva, și a fiecăruia dintre dumneavoastră. Este zi de sărbătoare cum nu a fost de foarte multe zile. Preasfințitul a venit ca să binecuvinteze ostenerile noastre ale fiecăruia dintre noi. Cum ați trăit această zi? Această zi am trăit-o cu mare bucurie, pentru că în localitatea noastră Zăgujeni a sosit părintele episcop Lucian, ceea ce ne-a adus bucurie în suflete tuturor. De aceea ne-am îmbrăcat în costume populare pentru a păstra tradiția și a o duce mai departe, cu toate că trăim vremuri nu prea ușoare datorită epidemiei ce s-a instalat în lume. Cu toate acestea, păstrând regulile impuse, îl slăvim pe Dumnezeu și ne exprimăm bucuria
rugându-L să ne dea sănătate. Pentru mine și pentru toți din acest sat, Zăgugeni, această zi a fost una de bucurie, pentru că Părintele Episcop, deși în ciuda acestor reguli stricte, a reușit să fie printre noi, noi într-un număr mai mic, distanțați, dar iubirea pentru Dumnezeu continuă să se răspândească printre noi. Biserica este așezată pe malul drept al râului Timiș, lângă drumul internațional E70 și calea ferată ce face legătura între Timișoara și București. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost ridicată în anul 1853. Sfântul Locaș are și al doilea hram, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.